Weekendul care s-a încheiat a venit cu aglomerație pe DN1. Cu aproape 3 km înainte de intrarea în localitatea Comarnic, se formase o coloană impresionantă de mașini. Deci, în fiecare weekend de vinere e foarte aglomerat. V-ați obișnuit, ne așteptăm autostrada. Și noi la fel. Deci autostrada, dacă se face autostradă, e una e ok. Aveți mult de așteptat, oare, credeți? Păi vreo oră. De cât timp stați în aglomerație? Cam de 40 de minute. Unde trebuie să ajungeți? La Rupia. Unde? La Rupia. Mai aveți? Mai avem. Greu, greu. Foarte greu trafic. Stați de mult? Jumătate de oră. Mai aveți unde mergeți? La Bistrița. Aveți de stat? Da, eu știu, nu știu unde e lungă coada. Vineri. Groaznic. Din nou. Unde mergeți? La Moeciu. Aveți de așteptat? Mai stăm aici o oră, da. Cam cât ați făcut până acum? Până acum 3 ore până aici. De unde veniți? Din București. Din nou aglomerație pe DN1. Da, 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 e groaznic. N-avem ce să facem. Trebuie să vă noi mai scurb, da. Corect. Și cu mâncare. Și cu mâncare la noi, neapărat că... Dacă am putea să avem și o baie mobilă, ar fi extraordinar. Mai greu. O autostradă n-ai trebui. Și asta e adevărat. Ne-ar merge, într-adevăr. Super. Super, am plecat și noi în vacanță, două zile și... O petreceți mare parte aici pe DN? Da, 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 jumătate. De unde până veniți? Până la Sibiu, de la Ploiești. Până la Sibiu o să ne cazăm la noapte. Tot timpul așa se întâmplă pe DN1. Da, noi am încercat să o luăm și pe Târgoviște, dar cred că e la fel, peste tot. Dacă am fi avut o autostradă, poate... A, asta, da. Peste și logic, 100, da. Da. După ce poate stră nepoții noștri, că noi nu avem nicio șansă. Noi sperăm. Speranța mare ultima. Oamenii legii sfătuiesc pe șofer să circule cu prudență și să nu facă manevre riscante care să pună circulația în pericol. Șoferii spun că nici varianta ocolitoare, cheia să cele Brașov, nu mai este o soluție, pentru că și acolo valorile de trafic sunt crescute în această perioadă.